Hello, oameni dragi, dau drumul la un nou 10 decembrie. Astăzi vreau să vă prezint două pachetele care au ajuns la mine. Sunt super mega entuziasmată. Deci nici nu știu cu ce să încep. O să încep cu frumusețea asta. Nu pot să vi le arăt pe față, deși are niște stickere superbe. A călătorit tocmai din Viena și nu știu dacă pot lua eu de aici, nu cred. V-aș arăta ce sticăre superbe are pe el, doar că acolo apare și adresa mea și a fetei care mi l-a trimis, așa că nu pot. Dar o să încep cu el pentru că nu mai pot de entuziasm. Deci vreau să vă zic că ne-a luat ceva timp, atât mie cât și mamei mele, să deschidem pachetul pe care l-am primit, cel din Viena despre care v-am spus, pentru că a fost foarte bine împachetat. Mama, regina scociului, a spus că gata, a fost detronată, deci ne-am chinuit amândouă. Nu înțelegeam pe ce parte se deschide, pentru că voiam să salvăm cutia, însă nu cred că vom putea, pentru că am rupt-o, am făcut-o ferfeniță. O să vă pun pe ecran să vedeți cât de frumos arată totul. Dar înainte de a intra noi în cutie, vreau să vorbesc un pic despre persoana de la care am primit acest colet. Ei bine, dacă sunteți cu mine pe canal de acum 2 ani, cred că, acum 2 ani am mai primit un cadou de la această persoană minunată. Iar persoana de la care am primit acest cadou se numește Mihaela Emilia. Are și ea un canal de YouTube, o să vă las linkul ei în cutia cu descrieri, pentru că trebuie să mergeți și la ea să urmăriți. Ea a avut o pauză în care nu a mai făcut și acum a revenit în forță și mă bucur foarte mult, pentru că este o inspirație din foarte multe puncte de vedere și a fost foarte, foarte drăguță și mi-a mai pus încă un pachet. Chiar i-am spus că nu știu ce am făcut să merit toate astea. Și uitați cât de frumos arată pliculețul pe care l-am primit de la ea. L-a și sigilat, aoleu, sper să nu-mi fărăsper, să nu rup aiurea pe aici. Am emoții. Și stau cu pachetul ăsta, venit de pe la 10, a venit curierul și stau cu el. De la 10 este aproape 1 ceasul și am avut un curs. Din cauza asta nu am putut să îl deschid, dar îl deschid de acum. Da, am deschis aiurea pliculețul, dar bine că nu s-a rupt. Vai, cât de frumoasă e! Vai! Happy Christmas, darling! Oh my God, cu un flamingo! Un flamingo într-o cadă, așa cu... Doamne, cât de frumos! E superbă! Vai, și cât mi-a scris! Și mi-a pus și un sticker. I like big book and I cannot lie. Vai, asta merge în agenda mea! Hai să vedem. O să o întreb dacă îmi permite să citesc, adică dacă îmi permite să păstrez partea asta pe cameră, dacă nu, îmi cer scuze. În primul rând vreau să-ți mulțumesc, dragă Sabina, în primul rând vreau să-ți mulțumesc pentru că existi. Nu plâng. Îți mulțumesc pentru toate clipurile frumoase, pentru toate recomandările, pentru toate videoclipurile de suflet, pentru tot ceea ce faci pe YouTube și nu numai. Doamne, deci are un scris superb. După cum ți-am mai spus, tu prin intermediul clipurilor tale m-ai ajutat tare mult în ultimul an pe plan mental, iar pentru asta nu pot decât să-ți mulțumesc. Sabina, ești un om minunat care merită absolut tot ce este mai bun în viața asta. Te rog să nu te schimbi niciodată. În acest mic pachetel ai câte puțin din fiecare. M-am gândit să-ți spun câteva produse care mie îmi plac foarte mult, dar și câteva chestiuțe care m-au dus instant cu gândul la tine din clipa în care le-am văzut. Dacă vrei, ar fi drăguț să încerci să ghicești ce se află în fiecare pachetel după descrierea pe care i-am pus-o. Dacă o să găsești un fir de păr de pisică, să știi că pisicile au fost o parte activă a împachetării acestui cadou, în sensul în care nici nu mai știu de câte ori a trebuit să le scot din cutie până să o închid. Ce drăguț! Sper din suflet să-ți placă micul meu cadou și să te bucuri de toate produsele. Te pup și te îmbrățișez cu drag, hashtag viața e superbă. PS, pupici, pufoși și din partea pisicilor care mă stresează, să te salut și din partea lor. Cât de drăguț, mulțumesc din suflet, e superb, nu am cuvinte și ambalajul ăsta, nu știu dacă o să pot să... Vai, cât de frumos e și înăuntru și anume rotat, oh my God, deci e plin de... O să filmez eu cu camera cealaltă, ca să nu mai pierdem timpul și o să pun pe ecran ca să vedeți cum a împachetat ea totul aici. Doamne, cât de frumos arată! Și hai să-i dăm drumul, o să încerc să ghicesc, evident.
Vai, deci uitați ce sticăre! Oh my god! Și ambalajul ăsta, vai, e super. Gustul meu preferat. O să fie ciocolată sau... Oh! Ceai? Nu știu. Da, este un ceai! Vai! Este un ceai de la Cooper. Nu știu că am încercat vreodată Cooper. Asta vreau să deschid. Wow! Skinny Vanilli! Vai, am auzit de el! Oh my god! Uite, și e cu roz, adică nu. N-ai cum. Vreau să-l deschid, dar am atât de multe emoții încât nu știu de unde se deschide. A, de aici, scuzați, sunt amețită. Dacă aș putea să-și deschid... Nu cred că am deschis bine. De aici, mă? Scrie ceva în germană. Doamne, ce frumos miroase. Da, am deschis aiurea. Doamne, ce frumos miroase. Doamne, deci abia aștept să-mi fac, că-mi fac de seară ceai. Clar. Mulțumesc mult. Așa, hai să vedem doiul. Mamă, ce frumos miroase asta. Să ce numai? 10, wow! Trebuie să vedem. Unii doi, măi, mamă. 2. Ceva micuț și parfumat. Să fie un parfumel? Da, e un parfumel după... Și uitați, mi-a pus un urs! Oh my god! Doamne, și cât a stat și am pachetat. Știu că anul trecut am păstrat astea. Na, să vedem dacă pot să le... Aha, a rupt aiurea. Nu... Nu, s-a rupt aiurea. Anul trecut, acum 2 ani când mi-a pus pachet, am păstrat toate chestiile alea pe care mi le-a scris ea pe produse, dar anul ăsta nu cred că reușesc pentru că efectiv nu... Ia să vedem ce e aici. Cartier, Bezevle, nu știu cum se pronunță, așa arată. Nici măcar nu știam că cei de la Cartier au parfumuri. Habar n-am. Să vedem cum miroase. Vai! Mamă, ce bine miroase! Aici o să trebuie să am grijă să țin de el, că sigur mi-l fură mama. Așa. Treiul e aici. Și zice o culoare naturală. Și mi-a pus inimioară. O culoare naturală. Să fie o ojă. Maroniu, ceva, culoarea pielii. Vai, ce frumoasă e nuanța! De la Nailberry, L'Oxygen. Wow! N-am mai auzit de brandul ăsta, dar îmi place culoarea, este superbă. Chiar nu am nimic pe unghii la momentul actual, așa că o să meargă super. Apoi, 4. Preferatele mele, și aici cred că sunt măști. Mi-a pus iar ursuletul ăsta. Ursul ăsta care e așa, e un pic grumpy. Eu zic că sunt măști. După cum le țin la mână. Oh, da! Vai, cât de frumoase sunt! Oh my god! Deci avem așa, niacinamide și mask, rejuvenating glow și cucumber sheet mask. Ultra sweet. Așa. Apoi, numărul 5. Spuneai tu într-un clip că nu ai una, plus că mi s-a părut super drăguță. Ce spuneam eu într-un clip? Eu spun multe în clipurile mele, dar asta chiar nu pot să-mi dau seama ce ar putea fi. Dar sunt foarte curioasă. Shower cap! Oh my god, cât de drăguță e! Vai! Are niște urși panda și cât de frumoasă e împachetată, nici nu mi s-o scot de aici, e superbă. Apoi, ăsta e 7. Ăla cred că era 6, nici nu mai știu. Deci sunt efectiv amețită. Culoarea mea preferată perfectă pentru sezonul festiv. E tot o ojă. Și cred că este roșie. De fapt, nu știu, culoarea ta preferată. Asta e că ai zis. Deci ai zis că îți place movul, ai zis că îți place... Da, când zici... A, sau verdele?
Când zici o culoare festivă, mă gândesc la auriu, verde și roșu. Acum chiar nu știu care dintre ele. Wow! Nailberry. A, tot Nailberry. Dar vai de capul meu, ce nuanță! Wow! Așa nuanță? Cum? Am ajuns la numărul 8. Hai să las asta puțin jos. Numărul 8 e aici. Aroma subtilă de sărbătoare. Și avem o vulpiță și... Ah, nu este o cană, este o lumânare aici. Ia să vezi. Asta trebuie să fie, da. Da, da. De la... De la Morgan and Grace. Spice Winterberry Crush. Wow. Ia să vedem cum miroase. Doamne. Doamne, ce bine miroase. Și are două fitile. Vai. Oh, de ce bine stau mai cu nasul ea. Miroase divin. Și doamne, cât de frumos e ambalajul. Sau o să se potrivească cu cealaltă pe care o am într-o nuanță asemănătoare. Și hai să vedem. Ăsta a fost 8. Acum 9. Avem aici ceva dulce și cozy. Să fie ciocolată caldă. Că mă gândesc dulce, dar... What? Ce asta? Starbucks Signature Chocolate. Oh, cu salted caramel. Oh my god. Chiar, nu știu dacă la tine am văzut, dar am văzut la cineva chestiile astea. Și chiar am curioasă. Va, deci... Nu miroase, dar... Deci nici nu știu ce să-mi fac. Să-mi fac cu ceai, să-mi fac ciocolată caldă. Așa. Și... Ăsta este numărul 10. Wow, e o cutie mare aici. Asta că mai e ceva. Mai e încă un alt numărul 9? Sau erau 6 și 9? A, ăsta era 6-le. Iar ăsta este 9. Sper să-ți placă cel puțin la fel de mult pe cât mi-au plăcut mie. Vai! Iar eu... Mă gândesc la ceva bijuterii. După cutie, deși nu se aude nimic înăuntru. Nu știu ce ar putea fi. Vai, ce cutie frumoasă. Nanet. Wow. E superbă cutia. Trebuie să vedem. Deci sunt superbi. Sunt niște cercei cu mov. Superbi, superbi, deci mi-i pun acum. Nici nu mai stau la discuții. Aveam pe ăștia cu brăduțul, că am zis că să fiu așa asortată, dar vai, 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 cât de frumoși sunt. Nu știu dacă îi prinde camera, că sunt foarte mici, dar îi pun, îi pun imediat. Doamne, deci te-ai cheltuit o grămadă și mai avem aici ceva. Stați să vedem, cred că am luat totul. A, ba nu, n-am luat totul, vedeți? Mai era un 11. A, asta este după, ok. Iar aici avem pentru serile relaxante o cutie care, sincer să fiu, nici nu-mi vine să o deschid. Dar miroase coletul ăsta de la o poștă și este ceva de la Lush. Și deja nu mai pot. Pentru că Lush este un brand care mi-e place foarte mult și la care, din păcate, noi nu avem acces. Ia să vedem ce e aici. Wow! Wow! Wow. Doamne, ce frumos miroase! Da, vreau să fac baie, să-mi pun o lumânare parfumată, să-mi fac un ceai sau un așa și o mască și, doamne, să-mi pun shower cap-ul ăla în cap. Doamne, ce frumos miroase! Și stați că mai e una. Dacă pot să o iau, vai, cât de frumos arată! Doamne, doamne, că deci aș vrea un parfum cu mirosul ăsta. Aș vrea să mă dau din cap până picioare. Miroase a zâne, dacă zânele ar avea miros. Și, nu știu, nu, fai de cap.
să pun aici. Mă mir cum de... și m-am făcut tot una de sclipici, dacă puteți vedea. Și mai e ceva. E un shower gel. Oh my god. Ăsta îl știu, pentru că dacă nu mă înșel, l-am primit. Da, l-am primit de la Mihaela Șerbănescu și are un canal de YouTube, o pup și pe ea. Și uite, e făcut de Venci. E pregătit de Venci acest shower așa. Shower așa, deci. Vai, fată, dar mi-a luat o grămadă. Snow Fairy Body Lotion. Deci uitați-vă și voi cum arată. Na, n-ai cum. Hai să vedem cum arată. Cred că zine să-l mănânci. Da, e roz. Doamne, cât de bine miroase. Vedeți? E roz. Nu-mi deschid mai mult, că mie să nu-mi fac pe aici. Și gata, cred că asta este tot. Da. Doamne, deci Mihaela, îți mulțumesc din suflet. Toate sunt de sclipici. N-am cuvinte să-ți mulțumesc. Chiar nu știu ce am făcut să merit asemenea cadouri de la oameni așa de minunați precum ești tu. Îți doresc din tot sufletul multă, multă sănătate, liniște și fericire, tot ceea ce îți dorești tu să se îndeplinească. Cu răbdare, încet, le facem pe toate. A, și mai am un cadou, stai că uitam. Și bineînțeles că trebuia să avem și ceva mov. Numărul 11, am uitat, era să uit de el. Și avem aici o pasărică. Să fie oare o paletă? Mă duce cu gândul la o paletă după formă, acum nu știu. Dar da, cred că e o paletă. Sau nu? Ah. Pastels Lilac. Wow! Oh my god! Ce-ai făcut, măi, fată? Huda Beauty. Deci gata, am leșinat. În primul rând ambalajul, culoarea, deci îmi vine să... Doamne, uitați-vă și voi cât de frumoasă e. Deci nu, n-ai cum. N-ai cum. Deci mine să o deschid. Deci uitați-vă și voi cât de frumoasă e. Oh my god. Nici nu vine să-mi bag mâinile în ea, pentru că e prea frumoasă. Doamne. Deci e superbă. Doamne, ce frumos e. Oricum mă spune de sclipici, dar nu, parcă nu vine să-mi bag mâinile în ea. Dar promit că facem un machiaj cu ea aici pe YouTube în zilele decembrie. Pentru că e prea frumoasă. Și hai să-mi pun cercei, pentru că nu, n-ai cum. Sunt prea frumoși ca să nu-i pun. Dar, da, dacă îți făceai griji că nu știi dacă o să-mi placă, Doamne, cum, ce să nu-mi placă la ceea ce mi-ai pus? Adică, abia aștept să îți scriu și să-ți mai mulțumesc încă o dată și acolo, pentru că, nu, mi-ai făcut, ia uitați, vai, cât de frumos arată, vai, mi-ai făcut ziua mult mai frumoasă și... Îți doresc să-ți se întoarcă în zecit, pentru că universul, Doamne, Doamne, cum vrei tu să-i spui, ține cont de gesturile astea mărunte, deși la tine n-a fost un gest mărunt pentru că te-ai cheltuit o grămadă, dar, Doamne, mă uit la ele așa pe... Deci la mine în cameră miroase azâne, în caz că vrei să știți, azâne, a curcubeu, a praf de... stele, nu știu. Super, super, pur și simplu ador. Și miros mâine, nu mai pot. Sunt super, super fericită și recunoscătoare, îți mulțumesc din suflet. Deci nu, n-am ce să mai zic. Vreau să trec și la al doilea pachetel pe care l-am primit. Am început să deschid din el. Încă sunt în euforie, am vrut să zic, dar mi-a ieșit euforie pe gură. Încă sunt în euforie, pentru că, wow! Ok, și al doilea pachetel este acesta. E ceva de la Garnier. Încă nu știu dacă am voie să vă arăt sau nu, dar dacă vedeți partea asta în clip, înseamnă că am avut, dacă nu, înseamnă că nu. Și hai să vedem ce se află înăuntru.
Ceva pentru păr. Inițiativa Garnier Green Beauty este o abordare completă a sustenabilității. Scopul este de a transforma fiecare etapă a lanțului valorii Garnier, reducând impactul asupra mediului. Wow! Ok, deci ia să vedem ce zice aici. Dragă noastră, data aceasta vrem să venim către tine cu un exercițiu de imaginație. Îți mai aduce aminte de acele zile de vară toridă? Iar tu erai în drum spre mare cu soarele la apus ce strălucea pe un câmp de ovăz? Te-ai oprit în mijlocul acestuia pentru o ședință foto pe cinste? Sigur, poate te-ai gândit la un câmp de lavandă, mari sau floarea soarelui, dar hai să rămânem la ovăz. Căldura, mirosul, atingerea spicilor, toată această experiență senzorială am încercat să ți-o aducem în deja cunoscuta cutie Garnier. Ne-am fi dorit să ți aducem aceste produse cu un balot de paie livrat la Golden Hour, dar când am mirosit produsele ne-am dat seama că, de fapt, senzația de vară se află și în produsele noastre. Cu o formulă hipoalergenică dedicată pentru scalpul și părul sensibil, ai putea spune că aceasta redă strălucirea părului chiar și în mijlocul orașului, ca să nu ai nevoie să te afli în mijlocul unui lan de ovăz. Cu drag, echipa Garnier. Hashtag beauty tips, hashtag oat delicacy, hashtag hair care, hashtag free products. Ok, foarte, foarte interesant. Am primit două produse de la Garnier. Wow! Arată foarte bine. Și fix acum, în momentul ăsta, s-a decis vecinii să dea cu ciocanelul. Dar nu-i nimic. Avem așa, Gentle Soothing Shampoo, care arată așa. Și hai să vedem cum miroase. Și pe mine. Perfect. Vai, dacă de bine miroase. Au dreptate cei de la Garnier. Aoleu, mi-a intrat în nas și în gură peste tot. Așa. Și am primit și Gentle Conditioner, care arată el așa. Iar pe lângă asta am mai primit și o lumânare. Wow! Wild Bamboo. Arată ea cam așa. Mamă, cât de bine miroase. Vai de capul meu. Și uitați ce frumos am aranjat totul. Foarte bine miroase. Mulțumesc foarte mult Garnier pentru produse. M-am făcut tot una pe bluză. Nu știu dacă se vede. Apropo, a, da, aici se vede. Apropo, am și eu Ren cu nas roșu ca și Adina Adam. Dar trebuie să mă șterg cu ceva, nu? Așa am zis și eu. Și gata, asta a fost pentru moment. Sunt foarte fericită, recunoscătoare. Nici nu mai știu ce să mai zic. Mă duc să-i arăt și mamei mele produse, să-i mulțumesc Mihaelei și ne auzim noi imediat. Ok, a trecut ceva timp de când am vorbit cu voi. Între timp mi-a venit și comanda de la EMAG. Mi-am luat eu chestia asta, care e pentru să îți pui telefonul și după aia să îl poți pune pe trepied. M-am gândit că o să fie folositor atunci când filmez TikTok-uri sau Reels, whatever. Și chestia asta a fost 23 de lei, parcă. Ia să mă luiesc ea. 23 de lei de pe EMAG, dacă vă interesează. Am un fir de păr, să nu știu ce se întâmplă. Dacă vă interesează, să știți că în cutia cu descrieri aveți linkul meu de afiliere către EMAG. În sensul că dacă vreodată vreți să dați comandă pe EMAG, puteți să folosiți linkul meu și mă ajută și pe mine treaba asta. Chiar vreau să mulțumesc, nu știu dacă se uită, dar în caz că se uită, îi mulțumesc persoanei care a făcut comandă la 1001 cosmetice folosind linkul meu. Îți super mulțumesc! Și între timp mi-am făcut și ciocolata caldă pe care am primit-o, asta. Și vreau să vă zic că Doamne, miroase într-un fel, mă duce cu gândul la copilărie când îmi făcea mami ciocolată caldă și vreau să răspund la câteva întrebări pentru că am mai primit, de fapt, pe una dintre ele nu am citit-o asta pentru și îmi cer scuze, asta pentru că nu a fost lăsată pe bara de comunitate și efectiv nu am uitat de ea. Între timp și alte două întrebări de la o urmăritoare de ale mele, așa că o să răspund și la acelea. Stați să le caut.
Ok, deci Alba Alexandra, pe care o pup și îi mulțumesc foarte mult că mi-a lăsat aceste întrebări, îmi spune dacă ai vizitat Brașovul și dacă am vizitat Brașovul și dacă mi-au plăcut obiectivele turistice și Piața Sfatului, ce obiectiv turistic m-a atras cel mai mult, care este obiectivul turistic care mi-a plăcut și pentru care m-aș întoarce să-l revăd din nou. Wow, e o întrebare foarte bună. Mie îmi place foarte mult Brașovul, mi se pare un oraș foarte frumos. Îmi pare rău că nu am ajuns să văd Târgul de Crăciun pentru că chiar îmi pusese o întrebare legată de Târgul de Crăciun de la Brașov și am zis că din păcate nu am ajuns să îl văd. Evident că îmi place foarte mult centrul vechi, Piața Sfatului acolo este, nu știu, e foarte, foarte frumos, îmi dă așa un aer ușor vintage, să zic așa. Și de fiecare dată când merg în Brașov, acolo este locul în care aleg să merg și nu mă satur niciodată de zona aceea. E, nu știu, e foarte frumoasă, la fel mi-a plăcut și Strada Sforii, deși eu am un pic de claustrofobie, trebuie să recunosc că am fost așa un pic cu inima așa cât un purce, pentru că e foarte strâmtă zona respectivă. Am vizitat și Biserica Neagră, care mi se pare foarte frumoasă ca și arhitectură și, nu știu, arată foarte bine. De asemenea, Muntele Tâmpa, wow, este superb, superb. Chiar ultima oară când am fost era să nu merg acolo unde se vede priveliștea, unde sunt literele, unde scrie Brașov, era să n'ajung pentru că eram așa gen, să merg, să nu merg, dar până la urmă am mers și mi-a plăcut foarte mult. Cam astea sunt zonele mele preferate. Și mai spune dacă am fost la Brașov și am mâncat la un restaurant și e mâncarea bună și îmi place, care ar fi restaurantul preferat? Păi, dacă ar trebui să aleg un restaurant pentru pizza, aș alege Pizza Hot. Deci, nu HUT, Pizza Hut, Pizza Hot. Deci, ador pizza aia. Deci, vreau să vă zic că am fost special pentru ea în Brașov și, nu știu, îmi place cel mai mult. Mi se pare că e cea mai bună pizza din, nu știu, de oriunde, de unde am mai mâncat eu, cred că este cea mai bună pizza. Iar pentru mâncare românească, cu siguranță la Ceaun este alegerea preferată pentru noi. Știu că e foarte bună și Sergiana, din câte am înțeles, și mai este una, dar are un nume de ăsta care nu-mi vine acum în minte, ceva în germană, ceva cu S, dacă nu mă înșel, dar n-am apucat să mănânc acolo, deci n-aș putea să vă zic dacă îmi place sau nu. Ok, Maria Alexandru, la fel, îmi cer scuze că n-am răspuns. Nu știu, am uitat efectiv de întrebare. Îmi spune așa, mă tot uit la fete aici pe YouTube și când vine vorba de bani câștigați din asta, spun că mai nimic. Te întreb pe tine în 5 ani câți bănuți ai strâns? Ai investit mai mult decât ai produs? Dacă vrei să-mi răspunzi, o curiozitate de-a mea. Eu, când vine vorba de bani, n-am nicio, cum să zic eu, nicio frică să zic, nu, adică e totul la vedere. Să știți că există un site, am aflat și eu de el, de la Larisa în Los Angeles, pe care o pup și are un canal de YouTube, să mergeți și la ea, să o urmăriți, nu știu dacă se uită, dar o pup. Ideea este că Larisa a găsit un site în care dacă introduci numele canalului, îți zice cu aproximație suma pe care o persoană o câștigă lunar și suma pe care o câștigă pe tot anul sau ceva de genul ăsta. Așa că dacă vreți, puteți să mă verificați acolo, să vă las linkul în cutia cu descriere, că nu mi-e rușine. Personal, cred că am investit mult mai mult decât am câștigat. Eu nu câștig foarte mult din YouTube pentru că nu am vizualizări foarte multe și treaba asta se vede. Dacă aș fi avut un număr mai mare de abonați și un număr mai mare de vizualizări, cu siguranță aș fi putut chiar să mă întrețin eu personal, adică nu zic de cineva care are familie, care are copil, că acolo e un pic mai greu. Dar pentru mine, care încă locuiesc cu părinții mei și nu am alt venit, pentru mine venitul pe care îl câștigă oamenii care au cifre mai mari decât mine este perfect de ajuns. Eu să vă zic care este treaba. Deci, YouTube,
Ca să scoți bani din YouTube, trebuie să ajungi la pragul de 70 de euro. Ei bine, eu ca să ajung la pragul de 70 de euro, ca să-mi intre banii ăia în cont, eu îi strâng din 2 luni. Deci eu la 2 luni, uneori chiar la 3 luni, depinde de cum mă mișc, cam așa stau eu. Cam asta este situația. Nu fac foarte mulți bani, cu siguranță am investit mult mai mult decât câștig, pentru că, să fim serioși, camera asta după care filmez a fost 25 sau ceva de genul. Camera aia mare a fost și ea vreo 27, dacă nu 28 sau ceva de genul. Lumina a fost 4 milioane și ceva. Trepiedul, v-am zis că l-am stricat, am luat altul. Deci nu cred că am reușit să strâng atât de mulți bani și nu. De-aia eu zic că pentru mine banii nu contează așa mult, sunt un fel de plus, dar nu e ceva wow, pentru că la mine, cu cifrele mele, nu fac mulți bani. Adică, așa că nu, mie nu mi-e rușine să spun chestia asta, v-am zis. O să vă las linkul acela în cutia cu descriere, să mergeți să verificați pe toată lumea că și-o am mers. Și am rămas uimită, sincer să fiu, de câți bani câștigă unele persoane. Adică, la modul, nu știu, pentru mine, dacă eu aș câștiga lunar 30 de milioane, cum am văzut la alții, ar fi perfect. Adică, despre ce vorbim? E aproape cât un salariu minim pe economie. Dar la mine nu este cazul momentan. Am vrut să facem ceva, după cum vedeți, am țurțuri în spate, doar că se vede foarte frumos când e întuneric, dar când e lumină, sunt numai cabluri peste tot, așa că renunțăm la idee. Și cam așa arată pe întuneric, vedeți, se vede ca lumea, dar la lumină nu se mai vede atât de bine. Și gata, am fost până la dedeman, pentru că am avut eu aderat de acolo, doar că nu am mai luat camera. Am venit acasă și m-am jucat un pic cu paleta asta de la Mihaela, de la Huda Beauty Pastels Lilac, pentru că efectiv n-am putut să mă abțin și este efectiv superbă. Ok, și era cât pe ce să uit să vorbesc cu voi despre filmul pe care l-am văzut aseară. Am văzut Pinocchio de Guillermo del Toro. Nu știu dacă pronunț bine, dar oricum o să vedeți poza pe ecran, care este un alt tip de animație. Nu este chiar animația clasică, cum a fost, de exemplu, Polar Express. Este o animație mai pentru copii, să zic așa, dar să știți că, deși e mai pentru copii și e povestea lui Pinocchio, dar transformat-o un pic, mie mi s-a părut că s-a dus într-o zonă în care nu trebuia să se ducă. Adică, eu dacă aș avea un copil, nu cred că l-aș lăsa să se uite la filmul ăsta, pentru că sunt induse mai multe chestii legate de război și nu-mi place tema asta. Adică, un copil nu ar trebui să se gândească la așa ceva, așa că, nu știu, nu pot să zic că îl recomand. A fost și destul de scurt. De scump, doamne, de lung am vrut să zic, a avut 2 ore și un sfert, parcă. Aba nu, o oră și 56 de minute, destul de lung. Și da, a fost drăguțel, dar v-am zis, mi se pare că s-a dus într-o zonă în care nu trebuia să se ducă. În niciun caz. Așa că, da, asta nu pot să zic că vi-l recomand, dar puteți încerca măcar să vă uitați la trailer și dacă nu vă place, nu vă uitați și asta e. Și cât eram pe drum, vorbeam cu ai mei și le spuneam așa ce am mai filmat și le spuneam în alta și le-am zis că am răspuns unei întrebări destul de intense, cea legată de bani, câți bani fac pe canal și ai mei nu au fost foarte mulțumiți cu faptul că am dat prea multe detalii, dar știți că eu sunt o persoană foarte transparentă, nu am nimic de ascuns, nu-mi pasă ce zice lumea. Chiar nu-mi pasă, nu fac asta ca să cine știe ce, efectiv
Am răspuns întrebărilor, știu că pe diverse canale există genul ăsta de clipuri cu oameni care spun efectiv câți bani fac ei din YouTube. Eu nu am nimic de ascuns, nu mi-e rușine, nu e nimic de genul acesta. Iar cei care, nu știu, mă judecă pentru suma pe care o câștig, la fel, I don't care, I don't really care. Hashtag nu-mi pasă. Și hashtag, mai era unul, așa. Nu mi-a interesat. Ok. Da, ăsta a fost clipul de azi. Dacă v-a plăcut, aștept să dați un mai like, un comentariu, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru că este foarte important să fiți notificați atunci când postez. Iar pentru o videoclip să dați superbă. Vă pat! Pa!